dă stres, începe America Express! Start! Succes, Andreea și Andreea! Cine în lumea asta, cine ever, acceptă așa ceva? Hola, señoras! Hola! Estamos en una competencia. ¿Tienes el acto de identidad usted? ¿Tienes? ¿No? Claro. ¿Vieni? Sí. Come on, come on, come on. Auzi? Ah. Hai la bordea, care mai mulți. Și luăm de acolo. Mi, primero. Bordița mea. O să moară Jamila cu zi. Cătălin, Cătălin. Câți ai? Au apărut și adrelele pe acolo. Eu m-am temut, țineam de oameni așa, că asta mi fură. Eu am crezut că mă găurește pe mine. Mi-a direct, stai mă, că n-am făcut ceai. Tienes el acto de identitate? Tu tienes el acto de identitate? Nu. Dar ne-am făcut strategie. Să nu le spunem pentru nu, ce? Nu, nu, strategia ai făcut-o tu în căpuțul tău. Mie nu mi-ai zis-o. Tienes el acto de identitate? Puede venir con nosotras, por favor? No, también? Tienes el acto de identitate? Haideți cu noi, avem nevoie de ajutor aici, la măsuța aceea. Sigur, sigur, fetele drăguțe, reality show, bla, bla, bla. Mamă, când doar aflau oamenii ăștia că trebuie să se înțepe, unde e al treilea notar? Uite-l acolo. Si. Și ați rămas un... Când doar vedea oamenii că trebuie să se înțepe, dacă-s ca mine, ne ducem și căutăm oameni. Pe mine m-a luat panica, pentru că, da, într-adevăr, iubesc tatuajele, sunt plină de tatuaje, dar am și o fobie în viața asta de ace. Nada más. Nu simt nimic. Eu eram deja, am dispăruseră toate venele. Mă bucuram totuși că se întâmplă undeva în deget. Sara mea, dă mâna dacă vrei să-mi ieși. Nada. Zic, o stoarce la degetul meu prin ori pica două picături cât să trag o semnătură. Mor aici, aleși în jur. Și mai sunt și în fața bisericii și nu jur prost. Si, nada. No sentia nada. Bine că nu înțeleg oamenii. Es muy, muy pequeño. Un, doi, stres! A fost America Express!